Este energia regenerabilă, o energie a viitorului. Ne putem baza pe ea pe viitor? Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al ministerului pe care îl reprezint, energia regenerabilă și noile tehnologii de energie regenerabilă cu emisii scăzute de carbon pot reprezenta o sursă sigură de aprovizionare a consumului cu energie electrică. Dacă ne gândim la cât de mult a evoluat această tehnologie în ultima perioadă de timp, tehnologia eoliană, tehnologia fotovoltaică, și dacă la aceste tehnologii regenerabile venim și completăm cu noile tehnologii de stocare a energiei electrice, putem să dăm un caracter permanent și predictibil a acestei energii produse din surse regenerabile. Practic, mai toate proiectele care se instalează în domeniul regenerabil sunt prevăzute cu baterii de stocare, astfel încât caracterul acesta de lipsă de predictibilitate pe care îl are o energie eoliană, spre exemplu, să fie atenuat prin instalarea acestor baterii de stocare, din care pe anumite intervale orare se poate extrage energia din bateriile de stocare, în așa fel încât să asigure o livrare liniară a energie electrice. În ceea ce privește panourile fotovoltaice, știm foarte bine, ele funcționează în funcție de gradul de radiație solară, iar din punctul meu de vedere, energia fotovoltaică este mai predictibilă în sensul în care ea asigură perioada din zi în care se și consumă cel mai mult. Vorbim de când începe să răsoară soarele până când apune, de obicei cam aceea este perioada de consum maxim a zilei, cu unele limite superioare pe seară, când de obicei crește consumul din cauza faptului că se întorc oamenii de la muncă, pornesc toate aplicațiile acasă, televizoare, de toate, și crește consumul puțin în perioada aceea, în perioada în care fotovoltaicul nu produce, dar consumul se asigură din celelalte surse pe care sistemul energetic național le are la dispoziție. Care sunt zonele din România unde se folosesc cele mai multe panouri solare? Avem pe site-urile de specialitate și, în general, o simplă căutare pe internet ne arată harta României cu cele mai bune zone în ceea ce privește radiația solară. Evident că cele mai bune zone sunt cele din sudul țării, aproape de Dunăre, unde pentru un megawatt putere instalată de panouri fotovoltaice, spre exemplu, putem să avem până la 1300-1350 de ore de funcționare pe an, deci este o cantitate de energie considerabilă care se produce. Zona Dobrogei, de altfel, iarăși este o zonă foarte bună pentru acest lucru, însă, din punctul meu de vedere, pentru consumatorii casnici care doresc să-și instaleze pentru propriul consum astfel de instalații fotovoltaice, de kituri fotovoltaice, eu consider că, în general, România are un grad de radiație solară bun și îi îndemn pe cât mai mulți, în funcție de posibilitățile pe care le au, să caute astfel de soluții alternative și să instaleze astfel de kituri, pentru că, în general, producția aferentă kiturilor fotovoltaice instalate este una generoasă, care le poate permite să-și reducă cheltuielile cu energia electrică pe care le înregistrează lunar. Ce merge în rețea? Se compensează la un moment dat cu ceea ce consumă cel care are panouri fotovoltaice? Așa este, se compensează. Asta este un lucru care este de noutate. La sfârșitul anului trecut, dacă nu mă înșel, chiar pe 31 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial o modificare la legea energiei electrice și gazelor naturale, legea 123, o modificare care prevede ca prosumatorii, așa sunt definiți în lege, consumatorii care își instalează echipamente pentru a-și produce singuri energia pe care o consumă, și aici iarăși mă refer la kiturile fotovoltaice în principiu, deci acești prosumatori, dacă într-o lună, spre exemplu, înregistrează un consum mai mic decât producția pe care o înregistrează, acea cantitate, surplusul acela de energie electrică care este livrat în rețea, se va reporta timp de 24 de luni. Adică dacă eu produc mai multă energie decât consum, energia pe care eu am produs-o nu se pierde, ci ea se va compensa cantitativ cu energia pe care o voi consuma în lunile de iarnă. Știm foarte bine că vara panourile fotovoltaice produc mai mult decât produc iarna, iarna ziua e mai scurtă, sunt mai puțin ore de funcționare, și atunci
evident, în mod natural, iarna, vom consuma mai multă energie decât vom produce. Și atunci intervine această compensare cantitativă care îi permite consumatorului să folosească practic sistemul energetic național ca pe o baterie de stocare. Energia pe care a produs-o și a livrat-o în rețea nu se pierde, ci el o va consuma în lunile de iarnă, atunci când consumul este mai mare decât producția. Lucrul acesta este valabil nu doar pentru consumatori casnici, pentru persoane fizice, ci până la o putere instalată de 200 de kW. Lucrul acesta este posibil și pentru instituții publice, agenți economici. Să luăm exemplu unei școli. Știm bine că vara avem vacanța de vară. Practic, consumul cu energie electrică vara este foarte scăzut, pentru că copiii sunt în vacanță. Dar în același timp, vara avem cea mai mare cantitate de energie care se produce. Și atunci se stochează, se reportează această cantitate de energie și se stochează cu ghilimele de rigoare în sistemul energetic național, iar din septembrie, de când copiii încep școala, practic crește consumul de energie, iar această energie care s-a produs pe timpul verii începe să se consume treptat în tot restul anului. Sunt lucruri bune pe care am reușit să le facem la nivelul Ministerului Energiei, în așa fel încât să punem la dispoziția populației și agenților economici și instituțiilor instrumente prin care să poată până la urmă să-și optimizeze consumul de energie electrică și să-și eficientizeze acest consum de energie electrică, bineînțeles, ținând cont de nivelul ridicat al prețurilor pe care le înregistrăm în această perioadă, lucrul acesta poate să reprezinte o soluție pentru scăderea facturilor. Alte soluții ar mai fi în afară de aceasta pentru scăderea facturilor? Mă refer la consumatorii casnici. Pentru consumatorii casnici am adoptat prin ordonanță de urgență și deja am și modificat acea ordonanță de urgență. E vorba de 118, care s-a transformat în Parlament în legea 259 și a fost modificată pe 26 ianuarie. Vorbim de măsura plafonării prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici și acordarea unei compensații în funcție de consum. Sunt măsuri pe care le-am luat din dorința de a ajuta consumatorii casnici. Practic, valorile acestea de care beneficiază un consumator casnic, vorbim de 0,80 de bani la energie electrică și 0,37 bani la gaze naturale, preț cu toate taxele incluse, practic asigură un cost al acestor utilități asemănător cu cel de anul trecut. În forma inițială a legii aveam compensația de 0,29 de bani, dar era plafonul de 1 leu. Scăzând plafonul de 1 leu, practic această compensație de 0,29 se acordă doar până la prețul de referință de 0,68, care este fix același preț aproximativ cu prețul de anul trecut. Deci nu ar trebui să vedem în factura noastră acasă valori mai mari de 0,80 de bani sau de 0,37 în facturile emise de furnizor la plată către noi, pentru că diferența se suportă de la bugetul de stat pentru consumatorii casnici prin Ministerul Muncii, iar pentru agenți economici prin bugetul Ministerului Energiei. Ce variante ar fi pentru persoanele juridice? Practic vorbim de fondurile care sunt disponibile prin Programul Național de Redresare și Reziliență, de PNRR, unde vom finanța investiții în ceea ce privește producerea de energie electrică din surse cu emisii scăzute de carbon și aici vorbim în general de energiile regenerabile și sunt sume considerabile și de asemenea la nivelul Ministerului Energiei mai gestionăm și fondul de modernizare, un fond de modernizare care este alimentat practic din contravaloarea certificatelor de CO2 pe care le primește România și având în vedere contextul acesta european în care prețul certificatelor de CO2 a crescut foarte mult și valoarea acestui fond de modernizare se poate mări, vorbim de aproximativ 1 miliard de euro pe an la dispoziție în ceea ce privește tot așa finanțarea investițiilor în producerea de energie cu emisii scăzute de carbon. Bineînțeles că avem în vedere și finanțarea îmbunătățirii rețelelor de distribuție, de transport de energie electrică, pentru că degeaba vom construi și vom pune în funcțiune noi capacități de producție regenerabile și în general cu emisii scăzute de carbon, dacă nu vom putea să preluăm acea energie de la locul în care se produce spre unde este ea, este nevoie de a fi consumată, unde sunt consumatorii, indiferent că vorbim de agenți economici sau consumatori casnici. Deci avem în vedere și îmbunătățirea rețelelor de distribuție și de transport.
pentru consumatorii casnici, dacă ar fi să le dăm variante de fonduri, cum ar putea să acceseze, unde ar trebui să meargă exact? Pentru programul Casa Verde, este un program care finanțează instalarea de kituri fotovoltaice. El este gestionat de către administrația Fondului de Mediu, în subordinea Ministerului Energiei. Derulează acest program și sunt la dispoziție fonduri pentru ca consumatorii casnici să-și poată instala kituri fotovoltaice. Pe case? Pe case. Pe blocuri, unde vorbim despre clădiri pe verticală, nu pe orizontală, și mă gândesc că suprafața de pe clădire este foarte mică. Sunt diferite tehnologii în momentul de față. Pe lângă panourile fotovoltaice clasice, care tehnologia monocristalină sau policristalină, care a avansat, așa cum vă spuneam mai devreme, mai există noi tipuri de tehnologii, însă sunt deocamdată, din punctul meu de vedere, într-un stadiu incipient. Vorbim de tehnologia thin film, practic o peliculă care se poate, nu știu, aplica pe geamurile clădirilor de birouri, însă cu o eficiență mai mică decât panourile fotovoltaice tradiționale. Este un mit dacă este văzută energia regenerabilă pentru oamenii bogați? Tehnologia, să știți că în ultimii 10 ani a cunoscut, în ceea ce privește costul acestei tehnologii, un trend descendent an de an. Este din ce în ce mai accesibilă. Într-adevăr, la început avea un preț ridicat ca orice tehnologie nouă, însă pe măsură ce ea a devenit din ce în ce mai eficient în ceea ce privește producția de energie per cantitate de iradiații solare, a început să-i crească randamentul, a început să-i scadă costul, pentru că s-a instalat din ce în ce mai mult, sursele s-au diversificat, producătorii au venit cu tehnologii noi. În momentul de față, costurile sunt în continuă scădere.